Hristosul! Am ajuns de unde am plecat în pula mea. Ce se aude? Nu! Na, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de Outlast. Așa cum ați spus cei mai mulți dintre voi, cum ați votat pe pagina de Facebook. Mă rog, data trecută, dacă vă amintiți, în episodul 3, adică am alergat ca un prost aproximativ 30 de minute pe aici prin subsol, ca pe urmă să fiu fericit când ajung sus și să citesc comentariile voastre, să-mi dau seama că trebuie să vin înapoi aici jos, că n-am făcut tot ce trebuia. Așa că nu-i bai, merem înapoi. Bun, deci practic ce trebuie să facem noi e să... Who's there? Nobody! Go away! Leave me alone! Să prindem două generatoare, din câte am înțeles, și după aia să merg... Nu știu, pula mea, mă descurc eu, ce dracu. Ala-i. Uite, primul e aici, da? Una! Bun. Amul trebuie să vină căcatul ăsta, dacă mai țin minte bine. Haide, domnule, știu că vrei. O, da, tu, furmușelule. Baterii, nu sunt pe aici. Uite, al doilea, e bun. Și amul mai trebuie să mă mai duc la electric room și să mă întorc înapoi aici, da, bun. Știu ce am de făcut, totul este simplu. Acum, uitați cum stă cu deșetele alea acolo. E aici la ușă. Mișcă-ți, mă, uite. Zici că nici nu vreau să știu ce faci cu degetele alea de-ți sunt în halul ăla. Haide tu, domnule, la mine, o, da. Pentru ce pula mea să porti Adidas? Că doar nu-i ca și cum pământul ăsta ar conține vreo 13 boli la fiecare centimetru pătrat. Să nu te uiți sub pat, pentru că nu este nimica, spune Codrin de sub pat. Așa, du-te cu Hristos înainte, pentru că acesta este momentul în care eu strălucesc. Unde este? Unde pula mea s-a dus? Important este că nu este lângă noi, oameni buni. Așa că noi mergem mai departe. Trebuie să găsim Electric Room, da? Electric Room. Unde ești? În fundătură, băga-mi aș pula. Ba nu, e bine, mă, e bine. E foarte bine. Nu trebuie să mergem înapoi în camera principală. Și... E aceea, așa? Vine. Trebuie să mergem înapoi în camera principală și să aprindem generatorul care a rămas pe din afară. Ca mine, de obicei, când ies cu prietenii. Nu! Domnule, putem rezolva asta ca niște oameni civilizați. Nu trebuie să-mi dai cu buta în cap ca să înțeleg ce vrei să-mi transmiți tu acolo. Uite, totul va fi bine. Mâinile în aer și strigă cu mine. Totul va fi bine. Da. Nu, vine. Da, hai, mă, nu te mai uita. Bun. Nu, lasă-mă, domnule. Nu sunt interesat de oferta ta, orice ai vrea să-mi propui. Bun, pe aici, așa-i? Pe aici. Bun, cred că e bine. Nu-i bine, băga-mi-a șpula. O să vină la mine. Haide atunci, te invit. O, pe aici trebuie. Nu. Da. Hai, mă, jegosule, hai pe acolo dacă poți. Haide, subțirelule. Bun. Și mergem mai departe. Asta urcă în genunchi scările sau ce pula mea? Bun, și acum trebuie să mergem înapoi la calculatoare. Bun, și examinăm în continuare unde rămăsese. Nu, ce se întâmplă? Nu, mă! Sta! Seringa lui Hristos. Cine? Dar tocmai ai făcut-o, retardatule. Uai de pula mea, ce față de cartof are! Uai de pula! Ce mi-arăți acolo? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Da, mă, da, da, the only way out of this place is the truth. Dar de ce pula mea ai băgat seringa mine ca să-mi spui toate astea? Nu puteai să mă iei de mână frumos și să-mi povestești direct? Nu! Lasă-mă în pace, mă! Nu! Da, și m-am dus pe pulă. No, bun. Și rest in peace. Dar n-am murit, mă. Cine? Nu! Ocupat! Lasă-mă! Mă! Halo? Nu! Dumnezeu, ce-i cu tine? O, dar mulțam fain, ești amabil. Dar unde ai dispărut, am? Bine, mă, te lasă-mi pace, bine. Închis, de ce nu mă mir, mergem. Uite pula mea! Uite pula mea! Nu! Doamne ajută și păzește, dar cu tine ce-i? Doamne ajută, zici că e bunica mea. În ziua pensiei, așa de fericită-i.
Dar tu, domnule, scuzați-ne, cetățean sinistrat, suntem de la OTV, ați vrea să ne dați o declarație? Vai frumos. Bine, să mergem mai departe. Măta, eu sunt. Băi, de pula mea. No, uitați-vă, cred că ăsta e singurul motiv pentru care a făcut tot gameplay-ul, dar tot. Da. Este fascinant, absolut încântător. Deci ăsta e singurul motiv pentru care am jucat. Uai, dar n-au nimica, așa. Singurul motiv pentru care am jucat tot jocul. Dar holul ăsta e foarte pașnic și nu cred că o să mă atace nimeni. Nu-i așa, domnule? Lasă-mă-n pace. Lasă-mă-n pace. O, dar mu pe unde? Halo? Nimeni? Halo? Halo? Bravo, mă, bravo. Uitați acolo, activitate intelectuală, vedeți? Așa se face. Pentru dublarea neuronilor, loviți-vă cu capul de stâlp. Dar tu, domnule, este cineva aici? Închis. Uai de pula mea! Uai de capul meu, mă. Tu ești un frumos. Nu știu de ce te închide lumea acolo, pentru că tu chiar ești un frumos. Și ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu! Mulțumesc frumos, dar cred că o să iau pe cealaltă parte. Sunteți foarte amabil, dar... să nu credeți că vreau să scap de voi, oameni buni. Îmi place compania voastră, dar mă îndrept spre un loc puțin mai curat, care nu este plin de oameni morți și jegoși la tot pasul. Vă mulțumesc și o zi bună. Nu, mă, stai, mă, că n-am nimica cu tine, mă, lasă-mă. God always provides a way, follow the blood. Da, bun, follow the blood. Și ce se întâmplă? Camera lui Hitler ne gazează Dumnezeu. Sau nu, ne-a purificat. Ne-a purificat. Dar, amu, unde merem? Domnul acesta pare foarte pașnic. Te rog frumos să nu-mi sari în gâtleș, bine? Bine, eu doar pe aici o trebă prin crăpătură. Bun, da, amu. Alo? Alo? They weren't experiments. Ce, mă? They were. Ce? Rituals. Ce, mă? A conjuring. Taci și mâncă-ți slănina în cușca ta. Eu am treburi mai importante, voi sări peste această masă. Și ce se întâmplă? Nu! Dumnezeu! Stai, mă, nu-l bate, mă! Dumitru sare în ajutor! Lasă-l în pace! Uitați cum se bate Dumitru, vedeți? Asta e poziția de atac. Au, cobra nervoasă! Lasă-mă în pace! Se pare că nu vine după mine. Este în regulă. Este în regulă ce se află aici. Salutări, domnule! Cred că ascunzi ceva acolo ce nu vrei să văd eu, așa-i, lasă-mă să... Au! Da! Uitați, un buton strălucitor! Asta e butonul de la liftul ăla, așa-i, da! Da, este în regulă, nu mă mai prins tu pe mine. Eu sunt mai rapid, al doilea, nu. Haide, pula mea, m-am ferit. Oamenii ăștia nu sunt așa de rapizi de picioare ca mine. Îmi pare rău de voi, dar o să mă opresc și o să vă rămuie. Muie, nu, închide-te, bun, e în regulă. Purifică-mă! Este în regulă. Bun, dar aici ce-i? Salutări, domnilor, ce mai faceți? Nu ne-am mai văzut de mult și, sincer, nu-mi este dor de priveliștea puii voastre. Da, e ok. Și am pe geam, așa-i? Da. Nu-i bai. Spider-Man. Vine pe pereți, Spider-Man. Intră în casele voastre și vă fute nevasta. Spider-Man. Paci? Nu paci. Uitați, vedeți cum se ține de aer. Aș vrea să mă pot ține și eu de aer ca să nu pic. De pe geam. Dar nu-i bai. Așa a grăit o dată un om înțelept. Nu-i bai. Dar acum ce? Pe aici, probabil. Fugi, mă, Dumitru. Fugi. Ce-ți face, mă? Nu! Iar pur cerul ăla. Da. Asta e o priveliște minunată. O să arăt asta copiilor mei. Doar am filmat tot. Văd aici ceva strălucitor, ce e aia? O, da. Keycard. Shower room. Ce shower room, mă? Ce shower? Am un fix de asta, mă, chiar să fac duș. Trebuie să faci și duș din când. Uite, mă, showers, mă. Trebuie să faci și duș din când în când. Așa-i, mă, Dumitru. Deschide-te! Fiat Lux. Și acum ce? No. Uai, pe acolo... Păi ia vin după mine. Asta zic eu la fiecare... care-i văd. Nu! Stai, mă! Ce? Nu! Pe unde?
Băi, de pula mea ce noroc am avut. Și din nou, cântați cu mine. Spider-Man, Spider-Man, mere pe pereți, Spider-Man. Nu, nu, frate, pula! Mațele mele! Și a murit! Da. Codrin nu poate să joace un joc video fără să moară din 2 în 3 secunde. Altfel nu se poate. Am aici un hamster, nu cred că îl vedeți, dar ce faci, mă? Bun. Și eram aici, așa-i? No. Trebuie să sar pe geam, așa-i? Unde? Da, unde? Nu, mă, stai, mă! Nu. Aici. Din nou, cu mine. Spider-Man, Spider-Man. Mere pe pereți, Spider-Man. Mere pe geam, așa-i? Ca și nio. Băgați cu tot cuțetul în spinare data trecută. Deci, cum era? Intră la voi în casă și vă fute nevasta Spider-Man. Bun. De data asta nu mă mai prins, Jegosule. Bun. Acum ce? Acum ce și de ce? Și pentru ce? Unde? Mă, dar multe întrebări. Bun. Pe aici oare? Hello? Uai de pula mea. Asta da loc. Probabil a fost o grădiniță. O, da. Ca de obicei, iau fișe pe care nu o să le citesc niciodată, dar nu este bai. Uai, de pula mea, ești că-i taică meu. Unde? Bun. Bă, unde am venit? Uai, bă, ce simț al orientării extrem de dezvoltat am. Deja sunt prost. Pe aici. Tam, 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 tam. Deschide-te, sesam! Bun, bun. Nu-i nimica. Sau totuși, da, pace. Deci, care-i faza pe aici? Care-i faza? Calculator, nu mere. Ce trebuie? Ah, probabil iară trebuie să apăs ceva buton important pe aici. Uite-l, butonul important! Aha, purifică. Nu, ce dracu! N-am și ce o să faci, Dumnezeu! Ăsta sparge sticla, mă! Dumnezeu, cum dracu s-o închis ușa? Și amu, ce fac? Nu, ăsta vine, aici. Unde? A, uite, aci, mă! Aci! Și amu, ce o să faci? O să-mi suci tu, pula! Să te văd cum ungi tu pe aci, mânca mea-i pula! Ce-mi place accentul meu, nu-i mânca mea-i pula, e mânca mea-i pula! Pe aici! Și o să fugim! Și tu să-mi suci pula de retardat! Ce au explodat? Nu! De ce? Dar ce ai putut să cazi așa de rău, mă, că doar nu-i ca și cum ai fi căzut de la etajul 3. Oh, am căzut pe niște mațe și atunci de ce mai strigi, mă? S-a atenuat căderea. Direct pe spinarea lui ăla au căzut camera de filmat. Mă, bă. Picioare, mâini... Vă dați seama ce fericit ar fi Nicușor de la Brăila, dacă îl știți. Mâini, picioare, tăiete, morena! No, bine. Deci... Cred că o să închei episodul ăsta aici, oameni buni. Nu, să nu cumva să mă înjurați, pentru că o să fac în curând, plănuiesc să fac gameplay-urile mai des. Deci, gameplay-urile oricum o să le fac mai des și am de gând să o găsesc pe bunica Georgeta cu prețul vieții mele. Ghilimele, Dumitru. Deci, cam atâta cu episodul ăsta. Eu sper că v-a plăcut și ne-o auzi cât de curând. V-am pupat.